Profesorii jepcari au cam dat de naiba. Prima zi a lunii februarie aduce o obligație nouă pentru toți dascălii din România. Este vorba de declarația prin care aceștia își asumă faptul că nu acordă meditații contra cost elevilor de la clasele unde predau. Mulți profesori sunt revoltați de noua reglementare pe care o consideră periculoasă și jignitoare la adresa profesiei. Astfel, vor intra sub incidența codului penal pentru falsul în declarație. Asta cu toate că noua lege a educației interzice expres acest lucru profesorilor. Un profesor câștigă din meditații undeva la 6-7.000 de euro pe lună, bani neimpozitabili, la negru, direct în buzunarul lor. Sunt situații unde câștigurile sunt mult, mult mai mari. Majoritatea părinților fac eforturi supraomenești ca să își trimită copiii la meditații doar pentru că acești mafioți refuză să-și facă treaba pentru care sunt plătiți la școală. Potrivit noii prevederi din ordinul numărul 3051 din 11 ianuarie 2024, fapta este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă.